Salut, eu sunt Tavi, iar în acest clip din seria No Hack Powered by Bitdefender și Startup.ro continuăm retrospectiva anului 2020 și aflăm care au fost riscurile de securitate informatică la care au fost supuse companiile în 2020. În prima parte a acestui episod am vorbit despre amenințările care ne-au afectat pe noi, utilizatorii obișnuiți. Dar 2020 nu a fost un an greu din punct de vedere al atacurilor informatice doar pentru noi, utilizatorii de acasă, ci în special pentru companii. Munca de acasă ne-a adus unora dintre noi un confort psihic sporit în vremuri de pandemie, poate și anumite alte avantaje. Dar acest mod de lucru le-a dat bătăi mari de cap administratorilor IT din marile și micile companii. Munca remote sau în regim hibrid i-a făcut pe angajați să uite de normele de securitate stricte, iar folosirea parolelor slabe sau utilizarea device-urilor personale pentru accesarea conturilor profesionale au fost vulnerabilitățile pe care hackerii le-au folosit pentru a compromite informații sensibile și date valoroase. Phishing-ul a atins cote alarmante în 2020, iar scurgerile de date din companii au fost și ele mai frecvente. Iar despre toate amenințările informatice care au afectat business-urile în 2020, aflăm din secțiunea de interviu, dar mai întâi să vedem dacă ai răspuns corect la provocarea Cyber Trivia. Săptămâna trecută ți-am lansat o provocare și am descris un atac cibernetic. Să aflăm dacă ai ghicit cum se numește atacul respectiv și dacă ești câștigătorul unei licențe pentru noul Bitdefender. Atacul descris săptămâna trecută se folosește de un program malițios pentru a-ți înregistra toate apăsările de taste. Software-ul capabil să facă acest lucru se numește Keylogger, iar această amenințare nu este una nouă. Infractorii cibernetici se folosesc de keylogger pentru a-ți fura datele cardurilor sau pentru a afla datele de conectare la e-mailul personal sau cel profesional. Un keylogger poate ajunge în computerul tău după accesarea unui link de phishing ce te pune să descarci un fișier sau îl poți descărca fără să știi de pe site-urile cu torente. Dacă ai ghicit termenul Keylogger, urmează să te contactăm noi și să te premiem cu o licență pentru noua soluție de securitate Bitdefender. Astăzi stăm din nou de vorbă cu Liviu Arsene, specialist Bitdefender, pentru a afla cum au ajuns angajații cea mai mare vulnerabilitate a companiilor, dar și care sunt celelalte amenințări care le-au dat bătăi de cap administratorilor IT din business-uri. Liviu, bine te-am pregăsit în a doua parte a seriei online No Hack de luna aceasta și ultimul episod, practic, din 2020. Mulțumesc din nou pentru invitație și să ne vedem sănătoși și la anul, dacă tot am ajuns până aici. În această a doua parte de luna aceasta, dacă la începutul lunii am vorbit despre atacurile care au afectat persoanele fizice, utilizatorii obișnuiți, vreau să ne ducem spre zona de companii, spre zona de atacuri finanțate de către state și pentru că pomeneam de acest lucru, anul trecut vorbeați în previziunile voastre despre ceea ce putem numi război cibernetic, adică atacuri finanțate de către entități statale. Cum a arătat acest trend în 2020? S-au adeverit previziunile voastre, lucrurile stau și mai rău decât vă așteptați? Da, interesant, cyber warfare, acest război cibernetic. Uite, spre exemplu, chiar de curând am făcut un studiu și dacă mi-aduc aminte corect, cred că peste 60-63% din CIO, CISO, deci cei care au decizii de securitate, chiar cred că cyber warfare este o amenințare pentru compania lor. Da? Deci ei văd cyber warfare, poate nu ca o amenințare directă, în sensul că efectiv firma lor este vizată, ci mai mult că pot fi impactați de cyber warfare. Adică, în contextul actual în care practic toți angajații s-au migrat acasă, nu mai lucrează la companie, un atac cibernetic sau de tip război informatic, da, care vizează infrastructuri critice ale unei țări, spre exemplu, poate afecta și companiile. Deci, din nou, cyber warfare nu
afectează poate în mod direct organizațiile, dar prin incidență. Da? Spre exemplu, gândiți-vă că un atac informatic asupra infrastructurii electrice sau asupra infrastructurii de internet, ok, paralizează țara, dar în același timp paralizează și companiile. Și atunci, practic, CIO și CISOL își pun practic, foarte serios problema asta acum. Că există posibilitatea ca un atac informatic de tipul cyber warfare să-i afecteze. În trecut, spre exemplu, dacă erau la birou, clădirile de regulă de birouri sunt dotate cu generatoare, au linii de internet separate, poate au și conexiuni de tip satelit și așa mai departe. Și atunci, poate, cyber warfare nu i-ar fi afectat atât de mult. Practic, n-ar fi pus în genunchi infrastructura lor de business. În schimb, acum, cu munca de acasă, e posibil să fie mai afectați. În același timp, uite, apropo de cyber warfare, am găsit un trend, dacă vrei, oarecum interesant. Și uite, de la începutul anului, noi de regulă ținem sau monitorizăm foarte atent tot ce înseamnă grupări APT, acei grupări care de regulă sunt sponsorizați de națiuni, de state. Da? Deci sunt acele grupări de hackeri foarte pregătiți, foarte, care au la dispoziție resurse financiare și timp să planifice atacuri ce au în spate o motivație politică, spre exemplu, sau o motivație geopolitică a unui guvern, spre exemplu. Da? În schimb, ce am văzut este că e posibil să ne confruntăm cu un nou trend, și anume APT, mercenari de tip APT. Da? Sau APT, noi le spunem APT Hackers for Hire, adică așa cum este ransomware as a service, da, în care tu, fără niciun fel de cunoștințe, te duci, apelezi la serviciile celor care creează ransomware și practic îți pun la dispoziție toată infrastructura și poți să infectezi victime sau să faci bani fără să ai niciun fel de cunoștințe tehnice, au apărut și un fel de APTs as a service. Practic, poți ca și organizație, spre exemplu, sau poate chiar și ca entitate statală, să apelezi la acești mercenari APT, care, din nou, sunt foarte bine pregătiți, au la dispoziție o tolbă, dacă vrei, de instrumente foarte, foarte avansate, foarte persistente, foarte customizate, adică pot să desfășoare sau să creeze instrumente special pentru ținta lor. Și atunci, practic, schimbă un pic, acest lucru schimbă un pic paradigma pentru companii, da? Pentru că, de regulă, APT-urile, aceste grupări care erau sponsorizate statal, acționau doar în interes politic sau acționau doar asupra unor victime care erau tot entități statale. În schimb, dacă au apărut acești mercenari, practic pot fi folosiți inclusiv către atacuri a unor companii. Spionajul industrial, spre exemplu, poate fi dus la un complet nou nivel din cauza asta. Și chiar am văzut, am investigat un astfel de atac. Era o companie de care se ocupa cu proiecte imobiliare și producție video și modul în care au fost compromiși era foarte interesant, pentru că foloseau, spre exemplu, o vulnerabilitate de tip Zero Day, ceea ce nu prea vezi decât în atacuri avansate, APT-uri. Aveau instrumente create special pentru victima respectivă, deci pentru atacul respectiv, vizau în mod direct anumiți angajați din compania respectivă și instrumentele erau create special pentru acei angajați și te gândești că poate e destul de costisitor să faci așa ceva, mai ales când ataci o companie privată. De regulă, astfel de indicii le găsești atunci când investighezi atacuri asupra unor guverne sau instituții mari, instituții de stat. Și practic asta ne-a dus cu gândul că am putea avea de a face cu acest nou model de risc, da? Cel creat de mercenari APT. Pentru că, din nou, nu erau motivați financiar, deci atacul în sine nu era unul în care vizau bani, nu au instalat ransomware, nu le-au cerut nici recompensă, nu a fost nicio metodă de șantaj, ci pur și simplu părea să fie vorba doar de spionaj industrial. Da? Deci e clar că cineva era interesat să afle ce face compania respectivă, mai ales că, dacă e să ne gândim, domeniul imobiliar este unul extraordinar de competitiv. Da? Este vorba de afaceri care uneori sunt evaluate la miliarde de dolari. Și atunci, poate, pentru a câștiga un contract de câteva miliarde, să spune că s-ar justifica oarecum pentru un competitor să-și atace o firmă concurentă care licitează probabil pentru un proiect imobiliar. Nu spunem că este corect, ci pur și simplu spunem că e posibil ca peisajul și modelul de
modelul amenințărilor pentru companii să se schimbe un pic începând cu anul viitor. Pentru că, din nou, companiile până acum nu luau în calcul acești atacatori avansați și persistenți. Da? Cel puțin companiile mici și mijlocii sub nicio formă. Și asta înseamnă că trebuie să se protejeze, să pună în stiva lor de tehnologii soluții capabile nu doar să detecteze malware, amenințări obișnuite, ci și semne de intruziune care pot aduce indicii, care pot da indicii că este vorba de atacatori avansați care mișună, dacă vrei, prin infrastructură. Deși am mai discutat în alte episoade ale seriei No Hack anul acesta despre acest trend, știm că firmele din toată lumea au o rată mai mică sau mai mare în momentul de față de muncă remote. Ori sunt toți angajații, ori o parte. Deci, cumva, departamentele de IT sunt puse sub presiune, nu mai au controlul pe care aveau la fața locului. Așadar, pe lângă ceea ce menționai, aceste atacuri APT făcute de mercenari, practic, care au fost alte amenințări pentru companii venite pe fondul acesta schimbării paradigmei de lucru? Uite, cel mai mare risc, dacă vrei, a fost faptul că jumătate din companii, deci la nivel global, și cred că în România poate mai mult de jumătate, nu au fost pregătite pentru un scenariu de tipul pandemie, un scenariu în care toți angajații lor se vor migra în mediul remote, da? Nu vor mai lucra în companie, în birou, ci vor lucra de acasă. Și faptul că tu nu ai un scenariu care să cuprindă acest lucru, practic te obligă ca efectiv peste noapte să iei o serie de decizii de securitate și de infrastructură care te-ar putea expune semnificativ riscurilor informatice pe o perioadă destul de lungă, 12-18 luni cel puțin. Da? Deci cred că ăsta a fost practic cel mai mare risc, faptul că nu au avut un scenariu care să acopere munca de la distanță completă pentru toți angajații. Și practic infrastructurile nefiind pregătite pentru acest lucru, cel mai probabil, garantez 100%, că foarte multe companii au făcut configurări greșite. Poate au deschis infrastructuri către internet, tocmai pentru că angajații se poată conecta la ele, infrastructuri care în mod normal nu ar trebui să stea deschise, sau poate nu au configurat servicii de remote desktops, de exemplu, sau remote management corespunzător. Poate politicile de securitate pe care le-au implementat peste noapte nu sunt complete sau nu sunt corecte, sau poate nu iau în calcul faptul că nu mai există acei angajați în infrastructura de la birou. Spre exemplu, o politică foarte simplă, dacă angajatul cu laptopul, spre exemplu, stătea în infrastructura companiei până înainte de pandemie, infrastructura companiei mai are și alte dispozitive de protecție, echipamente, cel puțin la nivel de rețea, da? Deci mai are o serie de filtre de rețea, firewall și așa mai departe. Și politicile erau cel mai probabil pregătite pentru acel scenariu. În momentul în care laptopul respectiv s-a dus acasă, e clar că la nivel de rețea angajatul nu va avea acele firewall, nu va avea acele echipamente hardware. Și poate cei de la IT au uitat să pună politici noi care să compenseze lipsa acelor echipamente hardware din infrastructură, da? Sau poate au uitat să configureze politici de acces, din nou, pentru că accesul de la distanță acum ar trebui și el restricționat în anumite servicii pentru utilizatorii care, sau angajații care nu au neapărat nevoie de acel acces. Mai mult decât atât, cred că un alt risc foarte mare vine și din partea angajaților. Da? Chiar foarte mulți specialiști și cei care au decizii de securitate în companii cred că angajații sunt unul dintre principalele riscuri pentru companie. Și asta din cauza faptului că s-au migrat în infrastructura personală, în infrastructură pe care companiile nu o pot controla. Nu știu ce fel de echipamente mai au în casă angajații, dispozitive inteligente și așa mai departe. Nu știu ce tip de rutere au în casă, da? Deci angajatul depinde practic de compania depinde de infrastructura personală a angajatului. Și bineînțeles, nu au controlul asupra a cine
interacționează cu echipamentele de birou ale firmei. Spre exemplu, laptopul angajatului poate fi folosit în același timp de către toți membrii familiei, ceea ce nu ar fi corect. Imaginează să-ți lași laptopul pe mâna copilului, spre exemplu. Există riscul ca date sensibile fie să fie șterse sau fie să fie transferate din greșeală unor persoane neautorizate. În cel mai fericit caz. Nu mai vorbim despre riscurile asociate cu a instala aplicații neautorizate de IT și așa mai departe. Un alt risc, că tot vorbim de riscuri, ar mai fi și, din nou, spamul și phishing. Un exemplu foarte, foarte simplu de care ne-am izbit așa de la mai mulți clienți este faptul că dacă până acum angajații care primeau phishing, spam, care impersonau poate un alt membru din organizație, CFO sau un director financiar, un director de IT. Deci acel spam care impersona pe cineva din firmă era, înainte de pandemie, ușor de identificat, în sensul că luai laptopul, te duceai direct la IT sau te duceai direct la un respectiv și îi întrebai, mi-ai trimis tu mailul ăsta? El îți putea spune, nu e de la mine, e spam, șterge-o. Sau raportează. E bine, acum lucrând de acasă, aceste mesaje, practic, nu mai pot fi validate la fel de ușor ca fiind nelegitime. Da? Deci nu mai ai un coleg sau un coleg de birou sau echipa de IT la care să te duci cu laptopul și să-i spui, uite, am primit mesajul ăsta, ce fac? Da? Deci, și aici există riscul ca cel puțin, nu știu, pe termen mediu, lung, să avem de-a face cu mai multe breșe de securitate din cauza acestor mesaje de spam. Și cred că am văzut deja suficiente știri în care multe companii au avut breșe de securitate, multe dintre ele s-au trezit infectate cu ransomware sau multe dintre ele datorate muncii de la distanță, într-o formă sau alta. Și atunci, practic, companiile ar trebui să vină în întâmpinarea acestor probleme. Spre exemplu, o primă măsură ar putea fi să-ți încurajezi angajații să raporteze, să există o procedură prin care ei să raporteze astfel de mesaje, să le faci poate niște traininguri de securitate prin care să le aduci la cunoștință care sunt riscurile la care se expune compania, ce tipuri de mesaje primește compania, la ce să fie atenți, cum să-și configureze poate echipamentele de acasă, angajații, cum să-și configureze routerele și așa mai departe. Deci, cred că riscurile, dacă ar fi să le reluăm pe toate trei, ar fi faptul că, odată, companiile nu au fost pregătite, doi, infrastructurile care au fost modificate peste noapte, cel mai probabil au lacune, care vor fi descoperite în următoarele 12-18 luni și vor genera breșe de securitate. Angajații, care momentan sunt considerați un risc tocmai pentru că nu mai fac parte din infrastructura companiei, ci sunt remote. Și, bineînțeles, tot ce înseamnă mail-uri de tip phishing și spear phishing. Mai ales că un trend pe care l-am observat este că atacatorii au devenit mult mai instruiți, au devenit mult mai capabili să creeze mesaje aparent legitime. Folosesc jargon, folosesc logo-uri, impersonează foarte bine cel pe care vor să-l impersoneze, ori că e vorba de o instituție sau de o persoană fizică. Știm că în fiecare an a crescut și numărul daunelor provocate de acestea. Foarte pe scurt, a fost anul 2020, unul în care această creștere n-a mai urmat aceeași linie din ultimii ani și, să spunem, a explodat? Da, putem spune că s-a schimbat, ceva a explodat și poate nu neapărat numărul de raportări, ci mai mult sofisticarea, dacă vrei, sau gradul de interes și oportunism. cel mai simplu exemplu, din nou revin la phishing. Înainte de pandemie, atacatorii făceau greșeli gramaticale, poate, sau nu își dădeau foarte mult interes ca mesajul pe care îl trimiteau să fie, să pară foarte legitim. Imediat cum a apărut pandemia, am văzut o schimbare enormă, radicală. Mesajele au devenit foarte bine create, folosesc jargon, mai puține greșeli gramaticale, folosesc adrese de e-mail ce par legitime, sunt semnate cu persoane care chiar există în realitate. Deci dacă tu cauți numele persoanei care ți-a trimis mail-ul respectiv, îl găsești. Clar, cel mai probabil nu lucrează în domeniul din care pretinde e-mail-ul, dar persoana există. Și atunci, practic, putem vedea acea sofisticare
a creșterea gradului de sofisticare și care cel mai probabil aduce de la sine și o creștere a ratei de succes pe care o au aceste mesaje. Da? Deci, ca și exemplu, uite, s-a vehiculat foarte mult ideea că în domeniul medical, tot ce înseamnă spitale sau instituții medicale au fost mult mai vizate de atacuri informatice. E adevărată și falsă în același timp afirmația. Adică, este adevărată în sensul în care da, s-au confruntat cu mai multe probleme de securitate, dar este falsă în sensul în care nu din cauza numărului de amenințări informatice s-a întâmplat acest lucru, ci din cauza ratei de succes pe care au avut-o acele mesaje. Practic, au reușit să convingă mai mulți membri din cadrul medical că mesajul este legitim. Și atunci, au dat click pe un link, au deschis un atașament, au făcut diverse operațiuni pe care le cerea atacatorul. Ăsta este unul și unul din motivele pentru care noi, ca și companie, cred că la începutul pandemiei am decis că ar fi bine să venim în ajutorul spitalului sau instituțiilor medicale și să dăm soluții de securitate gratuită pentru oricine are nevoie, orice instituție medicală are nevoie de așa ceva. Tocmai pentru că se confruntau la momentul respectiv și încă se confruntă cu o criză. Da? Și poate ultima grijă pe care ar trebui să o aibă în momentul de față un medic sau un personal medical este securitatea. Da? Deși, într-adevăr, și ei trebuie instruiți să recunoască pericole, să recunoască un email, dar în același timp și tehnologia poate veni în ajutorul lor. Și ne-am decis să venim și noi, ca și firmă de securitate, în ajutorul lor. Dacă ar fi să rezumăm acum pe final de an, dintre toate sfaturile pe care au fost date în seria No Hack, hai să rămânem tot în cifra aceasta magică de 3 și să vii cu 3 sfaturi pentru companii, pentru 2021 și următorii ani, pentru a fi mai protejate, poate din ceea ce au învățat anul acesta, poate din ceea ce au trăit de-a lungul istoriilor. Ok. 1. Misconfigurations, da? Deci tot ce înseamnă configurarea neadecvată a infrastructurilor ca rezultat al pandemiei și al lucrurilor de acasă. Da? Nu știm ceea ce nu știm și practic vom vedea la anul lipsa pregătirii, lipsa unui plan care să susțină lucruri de la distanță. Da? Și atunci toate aceste configurări greșite sau neadecvate vor aduce de la sine mai multe breșe de securitate în următoarele 12-18 luni. 2. Ransomware. Este în continuare o problemă, este o amenințare care generează miliarde în profit pentru atacatori, nu va dispărea prea curând. Și atunci trebuie să ne pregătim pentru o potențială infecție cu ransomware. Și aici sunt niște pași pe care orice organizație poate face. Și poate începe de la soluții de backup, segregarea soluțiilor de backup de infrastructura curentă, restricționarea accesului în diverse locații unde nu ar trebui să aibă acces toți angajații și multe alte politici. Și 3, angajați. Da? Deci trainingul angajaților. Și aici echipele de IT pot veni cu traininguri fie la intervale regulate de timp, dar destul de dese, prin care să explice angajaților nu doar riscurile la care se expune compania sau cu ce amenințări se confruntă compania lunar sau trimestrial, ci inclusiv să le dea recomandări de securitate de cum să-și configureze ei, să-și securizeze rețeaua de acasă. Da? Deci ransomware, configurarea infrastructurilor și, bineînțeles, trainingul angajaților. Liviu, îți mulțumesc foarte mult și îți urez un final de an liniștit și să ne vedem cu bine, practic, în 2021. Îți mulțumesc și eu pentru invitație și ne vedem la anul. Sănătoși! Reținem deci că un comportament responsabil când vine vorba de parolele și de datele noastre nu este necesar doar pentru siguranța noastră, ci și pentru siguranța locului de muncă. Desigur, administratorii de sistem trebuie să rămână vigilenți și să folosească soluțiile de securitate care permit munca de acasă în condiții cât mai sigure. Eu am fost Avi, acesta a fost ultimul episod de anul acesta din seria No Hack Powered by
by Bitdefender. Ne auzim săptămâna viitoare în podcastul No Hack și ne revedem în 2021. Îți doresc un an nou în siguranță.